Bursa locurilor de muncă devenită deja tradițională se va desfășura mâine în incinta unui restaurant din municipiu. În același timp, un eveniment similar se va desfășura în orașul Bolintin Vale, la sediul bibliotecii din localitate. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9. Agenții economici care vor participa la bursa locurilor de muncă vor avea prilejul să își recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă oferit. Până în prezent, 46 de angajatori au anunțat locurile de muncă vacante. Până la data de 12 aprilie 2016, un număr de 46 de angajatori au comunicat peste 420 de locuri de muncă vacante în diverse domenii, cum ar fi servicii, construcții, agricultură, hoteluri și restaurante și multe altele. Oferta de locuri de muncă poate să crească până la în ziua bursei, angajatorii depunând locurile de muncă vacante și în următoarele zile. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an face parte din seria de evenimente adresate în special angajatorilor și organizate de rețeaua serviciilor publice de ocupare din Uniunea Europeană. În perioada 4-15 aprilie 2016, sub egida Zilelor Angajatorilor Europeni. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă.